Trei magi au călătorit dintr-o țară îndepărtată în căutarea celui ce s-a născut rege al evreilor. Ei au început călătoria pentru că au văzut o stea la răsărit, care stea avea să-i călăuzească noaptea până la cel pe care îl căutau. Ei au urmat-o și au urmat-o până când steaua s-a oprit peste locul unde era copilul. Un lucru de reamintit despre stele este că ele nu pot fi văzute ziua. Când soarele strălucește, lumina lor blândă este eclipsată total, ca și când nu ar fi acolo deloc. Ca să le poți vedea, trebuie să fii afară în întuneric și trebuie să te uiți în sus. Păstorii care au primit vestea nașterii lui Iisus erau afară, în întuneric, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor când le-a apărut îngerul. Când se pare că totul merge bine, când succesul își aruncă strălucirea lui asupra vieții noastre, am putea uita de prezența lui Dumnezeu din gândurile și inimile noastre. Dar când viața pare să ne lasă pe din afară, în întuneric și în frig, simțim că parcă Dumnezeu a încetat să se mai gândească la noi. Cu toate acestea, putem fi siguri că întunericul nostru este exact condiția de care avem nevoie pentru a fi capabili să căutăm și să găsim soarele dreptății. Trebuie doar să privim în sus. Steaua noastră este acolo, gata să ne călăuzească spre Mântuitorul nostru. Fie ca Domnul să vă găsească în acest Crăciun, veghind în așteptarea Lui, și să vă dea lumina, căldura și pacea pe care doar El o poate da.